am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Munteanu, iată care sunt titlurile Observatorului de astăzi. Aproximativ 10.000 de persoane au protestat pe platoul din fața casei sindicatelor din Mioveni. Au rămas mai puțin de 3 luni până la alegerile europarlamentare. Autoritățile stabilesc deja programul de desfășurare a evenimentului. Pensionarii argeșeni au petrecut de Ziua Femeii în avans. Cuplurile care au dorit au avut parte de căsătorii de probă pentru 24 de ore. În jur de 10.000 de persoane au protestat astăzi pe platoul din fața casei sindicatelor din Mioveni. Oamenii sunt nemulțumiți de faptul că politicienii nu au ținut cont de cerințele lor, așa că au ieșit în stradă. Sindicaliștii cer măsuri concrete de sprijinire a industriei auto din țara noastră, adică reintroducerea programului Rabla. De altfel, amânarea construcției autostrăzii Pitești-Sibiu este o mare nemulțumire pentru argeșeni și nu numai, dar protestatarii cer și modificarea legislației muncii. Oamenii au scandat lozinci antiguvernamentale și au promis că protestele nu se vor opri aici. Vom veni cu informații despre mitingul de la Mioveni în Observatorul următor. Continuăm știrile. Cristian Cioacă a fost eliberat pentru că judecătorii au considerat că a stat suficient arestat preventiv. S-a depășit termenul rezonabil, au concluzionat magistrații, care nu-l consideră pe Cioacă un pericol public. Motivarea a fost dezvăluită în emisiunea ediție specială realizată de Mariana Zaharia. Instanța a apreciat că s-a depășit termenul rezonabil și că, practic, Cristian Cioacă nu prezintă niciun pericol în condițiile în care ar fi judecat în stare de libertate. În mass media se căutau toate variantele de a se face interviuri cu el, era invitat peste tot, a devenit practic o vedetă. În niciun caz nu reacționa lumea ca și cum i-ar fi frică de Cristian Cioacă. Nu mă întreb câte autografe o fi dat. Au rămas mai puțin de 3 luni până la alegerile europarlamentare, iar autoritățile stabilesc programul de desfășurare a evenimentului. S-au constituit deja comisiile și grupurile tehnice, iar până pe data de 25 martie se va stabili și componența Biroului Electoral Județean. Pregătirile pentru alegerile europarlamentare care se apropie cu pași repezi sunt întoi. S-a aprobat prin hotărâre de guvern modelul ștampilei de vot, dar și al buletinelor. De menționat este și faptul că de la începutul anului 2014 au fost emise mai multe hotărâri de guvern în care au fost aprobate modelele ștampilelor birourilor electorale și a ștampilei cu mențiunea votat, iar de asemenea a fost aprobat modelul listelor electorale și al buletinului de vot, care vor fi folosite la alegerile din 25 mai. S-a stabilit și programul de alegere a componenței Biroului Electoral Județean, dar și de depunere a listelor cu cei care vor candida pentru un post în Parlamentul European. Până la data de 26 martie, partidele politice, alianțele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale legal constituite, alianțele electorale și candidații independenți vor depune și înregistra candidaturile în scris la Biroul Electoral Central, iar până la data de 5 aprilie, acesta va admite sau va respinge candidaturile prin decizia Biroului Electoral Central. Cetățenii străini care sunt în țara noastră trebuie să solicite înscrierea pe listele speciale, iar primarii trebuie să anunțe acest lucru până pe data de 4 aprilie. Pensionarii argeșeni au sărbătorit Ziua Femeii în avans. Doamnele au primit flori, dar cadouri au fost și pentru domni. Cuplurile care au dorit au avut parte de căsătorii de probă pentru 24 de ore. Domnule Petre Ion, luați în căsătorie de bunăvoie și nesilit de nimeni pe doamna Cornelia? Da. N-aud! Da! Nu aud! A zis un da hotărât. Doamna Cornelia, de bunăvoie și nesilită de nimeni, luați în căsătorie pe domnul Ion, pe Petre Ion. Să mai gândești dacă... Ziceți! N-aud! Ziceți un da! Da! Trei cupluri au spus da pentru 24 de ore. Au avut parte de ceremonie în toată regula, cu semnături și nași, și apoi de o petrecere pe cinste. Ați venit să vă căsătoriți?
Da. E doar pentru 24 de ore? Poate și mai mult. Deci să înțeleg că e căsătorie de probă. Da. De cât timp sunteți împreună? Aproape un an. Și? Cum vi se pare? Nu face față. Astră, auziți, căsătorie de probă, poate după 24 de ore se prelungește? Posibil, tot ce e posibil. E posibil, da. Cum vi se pare partenerul? Ne cunoaștem de 40 de ani. Deci... Și abia de un an de zile împreună? Da, ne-am reîntâlnit. Am copilărit împreună, după aia ne-am reîntâlnit și acum continuăm unde ne-am oprit atunci. Organizatorii petrecerii, reprezentanții Asociației Eurosenior, spun că astfel de evenimente au devenit deja o tradiție pentru ei. Experiența anilor anteriori a demonstrat că a fost benefic pentru o mare parte din cupluri. Unii dintre ei s-au căsătorit cu adevărat. De 9 ani de zile suntem la noua ediție, deci de când am organizat căsătorie pentru 24 de ore, dar sincer vă spun și mă mândresc cu faptul că avem 9 familii care deja au rămas, nu 24 de ore, au rămas 24 de ani. Acest lucru se petrece având ca drept obiectiv al asociației întărirea compoziției sociale. După 3 ani de când se implementează proiectul de colectare și gestionare a deșeurilor solide, înregistrează primele rezultate pozitive. Astfel, din cele peste 200.000 de tone de gunoi colectat în Argeș în 2013, un sfert din cantitate este din mediul rural. Demarat în 2010, acest proiect a presupus închiderea și transformarea grupii de gunoi de la Albota într-o stație ecologică de sortare și depozitare a deșeurilor. Cea mai mare problemă a reprezentat-o implementarea proiectului în mediul rural, deoarece majoritatea cetățenilor au fost convinși cu greu să nu mai arunce gunoiul la întâmplare și chiar să plătească o taxă de colectare. Mai exact, deșeuri din zona urbană, peste 72.000, din zona rurală, 36.786 de tone, ceea ce înseamnă că față de momentul inițial, în 2010, când am pornit acest proiect, cantitatea din mediul rural a crescut de 10 ori. Este zona unde se vede cel mai bine că a început să funcționeze serviciul de salubritate. Chiar dacă au crescut cantitățile de gunoi colectat, în continuare trebuie accelerat gradul de colectare selectivă pentru a atinge indicatorii impuși de comunitatea europeană. Probleme apar totuși în sectorul colectării și transportului la nivelul mediului rural din cauza furturilor și distrugerii infrastructurii. Nu mai facem față la furturile care se întâmplă cu de la infrastructură, împrejmuiri, roțile. În anul 2013 au fost schimbate peste 600 de roți la containere. Le fură și le duc la fier vechi. Unii le folosesc să-și facă niște căruțuri să care să transporte, dar mai grav este că în ultima perioadă le fură și le duc la fier vechi. Este o infrastructură nouă care a costat mulți bani, dar avem și cazuri în care aceste containere, în special cele de plastic, sunt arse. Un aspect pozitiv reprezintă faptul că din taxa de colectare strânsă de la populație a fost rambursat în decursul anului 2013 aproape 1 milion de euro din banii luați de la Banca Mondială de Dezvoltare pentru cofinanțarea proiectului. Doamnelor, domnilor, urmărim acum știrile din sport. În partida cu UTA Arad, CS Mioveni joacă una din ultimele șanse de a mai prinde un loc în play-off. După jocul prestat de Galben Verzi, antrenorul Ion Moldovan e convins că băieții săi vor aduce cele 3 puncte, mai ales că UTA trece printr-o perioadă foarte proastă. După înfrângerea din etapa trecută de la Vâlcea, Mioveniul este obligat să câștige în deplasarea de la Arad pentru a mai spera cu șanse reale de a mai prinde un loc de play-off. După jocul prestat la Vâlcea, antrenorul Ion Moldovan are încredere în băieții săi că pot aduce cele 3 puncte, mai ales că situația de la Arad nu este una foarte bună. Sigur, un meci de deplasare, un meci greu, un meci care poate să fie greu, poate să fie ușor, dar prin prisma rezultatului de la Râmnicu Vâlcea, în care ne-am fi dorit cel puțin un punct, faptul că echipa a jucat bine și totuși n-am reușit să luăm acel punct, a creat o anumită stare de neliniște în rândul jucătorilor. Sigur, următorul meci este cel mai important, cel cu
UTA. Cred că suntem în postura de a nu mai face pași versici și sub acest aspect cred că meciul va fi abordat la fel de bine ca cel de la Râmnicu Vâlcea, dar cu un amendament că să fim mult mai concentrați în acele momente ale jocului, în special partea de început și partea de sfârșit a jocului, în care trebuie să ne concentrăm mult mai mult pentru a evita astfel de situații din care să luăm gol, gol care n-a făcut altceva decât să fie împotriva, să zicem, evidențelor ceea ce s-a întâmplat în joc. Pentru partida de sâmbătă, galben-verzii au mari probleme de lot. Năstăsie este suspendat pentru cartonașul roșu din etapa trecută, iar Cotigă și Ene sunt accidentați. SCM Pitești joacă vineri în deplasare cu FC Zagone, echipa ce se luptă și ea pentru podium. Elevii lui Sinescu vor să-și ia revanșa după remiza din tur, chiar dacă se așteaptă la un meci foarte dificil. Chiar dacă a pierdut câțiva jucători de bază, echipa din Covasna este una foarte greu de depășit pe teren propriu, este convins antrenorul SCM-ului. Pe lângă acest aspect și starea gazonului din Covasna îi dă mari bătăi de cap tehnicianului Valentin Sinescu. Un meci greu care vine într-un context ușor nefavorabil, în sensul în care terenul de la Zagon, pe lângă faptul că are dimensiuni ceva mai mici, în situația în care regimul pluviometric e consistent și am înțeles că a început să plouă și acolo se deteriorează. Și vă dați seama că dacă rezultă o confruntare bazată preponderent pe angajament, nu cred că e un factor care ne favorizează. În plus, echipa gazdă e o echipă redutabilă pe propriul teren, a pierdut decât o confruntare, cea cu Chindia Târgoviște, și atunci meciul va fi greu, după părerea mea. Și jocurile de culise îl sperie pe tehnicianul piteștenilor, însă are încredere în elevii săi că pot promova doar pe teren. Suntem efectiv singuri, eu și băieții din vestiar și oamenii care ne înconjoară direct. Atât. Da? Aici trebuie să găsim, dacă vom putea, forța necesară să descătușăm energie care să ne permită să ne luptăm de la egal la egal cu oponenții. Pentru partida de vineri după amiază, antrenorul din Trivale se poate baza pe toți jucătorii veniți de la care așteaptă o evoluție pe măsură. Vom avea un meci destul de greu, care pe noi ne interesează cum să-l câștigăm, pentru că e o echipă care se bate cu noi acolo, la promovare. Sunt trei puncte foarte importante care trebuie obligatoriu să le câștigăm. Și sperăm să avem un joc foarte bun noi și să plecăm victorioși de acolo. FC Zagon SCM Pitești se va disputa vineri de la ora 14. Femeia în sport, modele sociale, așa s-a numit conferința organizată de Facultatea de Educație Fizică și Sport a Universității din Pitești în luna martie. Cea care a venit la eveniment și l-a vorbit tuturor a fost Alina Dumitru, campioană olimpică și europeană. Odată cu luna martie, perioada în care femeia este sărbătorită, Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității din Pitești a ținut să organizeze conferința pe tema Femeia în sport, modele sociale. Invitatul special al evenimentului a fost Alina Dumitru, prima campioană olimpică a României, cea care și-a făcut de altfel studiile la Pitești. Am considerat că este benefic atât pentru corpul profesoral, cât și pentru dumneavoastră, dragi studenți, să aveți în fața dumneavoastră, să avem cu toții, un model real. În contextul în care, din păcate, nu se mai promovează modele adevărate, Alina este pentru noi toți un model, un model de reușită. În cadrul evenimentului, Alina Dumitru a povestit și despre cea mai importantă medalie din cariera sa, aurul olimpic, în 2008, la Beijing. Mi-am spus înainte de meci aceleași cuvinte, eu sunt cea mai bună, eu sunt cea mai puternică, trebuie să reușesc. Și am ajuns să o vin și pe cubanesc. Și eu vreau să-i mulțumesc pentru tot ceea ce are realizat pe linie sportivă, dar și profesională, și vreau să-i spun că, așa cum și dumneavoastră ați fost mândri că este româncă și este de la Universitatea din Pitești, la concursurile la care ați urmărit-o, și noi am trăit cu sufletul la gură marile competiții la care a participat. Prezent la eveniment a fost și antrenorul ce a aruncat-o pe Alina Dumitru în luptă încă de când aceasta era doar un copil. Piteșteanul Corneliu Pălărie a fost unul dintre antrenorii ce au îndrumat-o pe sportiva medaliată de 2 ori olimpic, de 3 ori mondial și de 9 ori european. Eu mi-am asumat riscul
să te introduc în această competiție, deși aveam recomandări să o introduc pe Ian Colin. Și am spus nu. Această fată este mai bună de 10 ori decât Ian și noaptea la 13-lea Coscol o bată. Următoarele 24 de ore, vremea va continua să fie închisă în județul Argeș. Cerul va fi mai mult noros, iar pe arii extinse vor cădea precipitații sub formă de ploaie. Vântul va sufla slab și moderat. Valorile termice minime la nivelul județului vor fi cuprinse în general între 4 și 6 grade Celsius, iar maximele vor varia în intervalul 7-9 grade Celsius. Acestea au fost, doamnelor și domnilor, știrile de la Pitești. Sunt Cristina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție, ne reîntâlnim mâine la aceeași oră. La revedere, rămâneți cu Antena 1!